România a trecut de mult de etapa de adoptare a cadrului legislativ și instituțional. Sistemul judiciar din România este astăzi unul matur, stabil și independent. Dosarele penale, indiferent dacă vizează corupția sau criminalitatea organizată, sunt inițiate și gestionate de magistrați, imparțiali și bine pregătiți. Și cred că cel mai important argument în acest sens este rata anuală a achitărilor, care este sub 10% în România, deci sub media europeană.